Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini cu o mașină avariată după ce un indicator rutier s-a prăbușit peste ea. S-a întâmplat pe strada Batania. Vezi apoi imagini cu un bărbat prins în flagrant după ce a înșelat o tânără prin metoda accidentul. La final discutăm despre elicopterul Smurd. Politicienii din Timiș și Arad s-au tot contrat pe tema lui recent. Pagubă serioasă pentru un timișorean care și-a parcat mașina regulamentar pe strada Batania. Omul s-a trezit cu luneta spartă după ce un indicator rutier a picat peste mașină. Martorii povestesc că indicatorul a fost rupt de un șofer de tir, iar polițiștii locali l-au luat și l-au pus la loc. Nu era stabil însă și la primul vânt a căzut peste mașina timișoreanului. Cei de la poliția locală i-au spus acum că pentru a-și recupera paguba poate da în judecată administratorul drumului, dar și primăria. 5.000 de euro, atât i-a cerut un bărbat de 28 de ani unei tinere la Timișoara după ce a mințit-o că tatăl ei ar fi fost implicat într-un accident de circulație. Bărbatul este de fapt un șarlatan care își înșela victimele prin metoda accidentul. El a fost săltat în flagrant de polițiști în timp ce primea o primă rată din bani. Petion.ro a însă toate datele. A fost război mare la nivel declarativ între județele Timiș și Arad pe tema elicopterului Smurd. Oficialii din cele două județe s-au tot contrat în declarații de presă, în care fiecare susținea că elicopterul ar trebui să fie mutat ba în Timiș, ba să rămână la Arad. Dacă este să dăm la o parte declarațiile politice, nici Timișul și nici Aradul nu au avut, spre exemplu, nevoie de aparatul de zbor. Conform statisticilor, hunedorenii au fost cei pentru care elicopterul a zburat cel mai des pe tot parcursul lui 2015. Petion.ro a însă toate datele. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră, până atunci rămâi pe petion.ro.